ça, ça va boire, c'est bon que tu en spaghes. Mais le spaghes, tiens. Auzi, Nicule, îmi faci așa un loc ca să-i lăsăm când plece și filmăm și din mers. Da. Eu i-am copilat și să ne facă ba. Parte din parcul natural Balta Mica Brăilei. Ce viteză? O a doua delta. Mergem cu cel de 40 de km la oră. Și distanța dintre Brăila și insula Fundul Mare se face cam în jur de un sfert de oră 20 de minute. Spuneați că este o a doua delta a României. De ce? Exact, pentru că habitatele care se găsesc în delta se găsesc și în zona parcului natural Balta Mica Brăilei, aceleași specii de păsări, de animale, precum și canale, grinduri, lacuri și otroabe. Intrăm în zona Bălții Mici a Brăilei. Ce ne arătați aici? Acum am pătrus în parcul natural Balta Mica Brăilei. Se vede în partea dreaptă e insula Harapu, brațul Harapui, brațul navigabil pe care suntem acum, se desparte brațul Crafia și insula Fundul Mare, în care o să acostăm în curând. Timpul de mers de la Brăila până la punctul de acostare la Hogioa este de un sfert de oră.
Copii așezați-vă așa cum puteți în jurul panoului. Vreau să vă povestesc așa din memorie, cam ce este. Altitudinal, balta Mică Brăila este pe o diferență de nivel de 7 metri. De la fundul de din insule, insula Fundul Mare, că Dunărea aici este mult mai adâncă. S-ar putea să aibă și 10 metri, 15 metri adâncime în acest punct, brațul Cravea, pe care ne aflăm. Americanii nu mai au casa albă, la ei se cheamă casa neagră. Da. Așa, după timp. Bă, triunghi albastru, da? Da, da. Vedeți, unghi albastru. Deci toate traseele sunt, uite aici, spune traseul numărul 4, pătrunghi albastru. Mai să încălzești și prea tare ca să mergi mai departe. Bun, ce vreau să mai atrag atenția asupra unui aspect. Deci, Salcea ca arbore are capacitatea de a... Că v-am spus de ieri că fac un all inclusiv. Așteaptă să dau un telefon, da? Eu sunt în insula Mică, Brăila, de-aia e mai greu de vorbit. Mulțumesc frumos. Și lămuriți-i unde este zona. S-au dus spre Făurei acum, la Inel. Thank you.
Are ciocul cronopatru. Paleatus. Platalea leucordia. Platalea leucordia. Platalea leucordia. Corect. Eu zice, mă gândesc și mă fuge. Nu, eu zic de un stand-up. Stand-up adică vorbesc chiar. A, ce poți să zic despre zona asta? Ce ți-a adus? Dă cu... Stand-up cu un fel. Spuneți-mi ce vă place aici. Cel mai mult nuferii ne-au tras atenția și mai ales păsările. Sunt a doua oară când am... E a doua oară când vin aici. Cu alți copii am mai fost și acum 2 ani. E frumos. E peisajul sălbatic, așa? E peisajul sălbatic și sper să rămână așa. Asta în contextul în care nu se rup florile, nu se deteriorează așa cum se obișnuiește. Spuneți-mi ce tot... Spune-mi ce tot notezi tu acolo. Despre peisajul de aici, despre nuferi, păsările care sunt aici. Ai văzut vreodată așa ceva? Nu, asta e prima oară. Și? Ce te impresiona mai mult? Cel mai mult nuferi și păsările. Pe tine? Ce te impresionează? Tot așa. Schimbarea cu barca, cum e? Frumoasă. Ai zi? Da, dacă mai mă alegi. Hei. Gândir? Gândir. O să uit. La 4 km de Brăila, la Chiriloaia, este patria nuferilor, a cormoranilor, egretelor și stârcilor. Aici se poate ajunge doar cu barca împinsă de ghiondir. Am rămas blocat și s-a văzut cu farul, zicea el doctor, vedeți? Și adevăr era doctor. El înainte de a fi guvernatorul Sicilii, vreau să intrat aici la 4 km de Brăila. Eu mă uitam la zbăne, dar tu ești doctor, nu sunt medicale. De unde ai tu păsări cu... Nu, că eu sunt și bărtoșe. Și pasăra de păsări. De aici stăm, cu balta în spate. Ne-am plecat la ciorbă, pa? Poate nu. Din punctul de observare, dârnea din insula mică a Brăilei pot fi văzute toate cele 5 ascunzători ale lui Terente, regele Bălților. Nu, despre tâlharii Brăilei, Terente, Codin, tot așa. Merge. Cu ce ne ademeniți aici bun? Nu pot să vin în Balta Brăilei fără să gust o ciorbă de pește. Cum ați făcut-o? Am pus mai multe feluri de pește, mai multe specii de pește, som, crap, văduviță, zarzava din belșug, morcov și o acrită cu sare de, acrită cu sare de lămâie și piper și oțet. Stam, mai amestecă și mai amestecă.
Avem o ciorbă pescărească aici, în balta mică a Brăilii. Toate speciile de pești. Legumii foarte multe. Morcov, pătrunjel, țelină. De când faceți borș de ăsta așa bun? De câți ani? De 10-15 ani. Și? Ce zic turiștii? Foarte bun, le-a plăcut. A venit odată, a venit și a doua ori. Aici, pe lacul Misăilă, din balta mică a Brăilei, și-a făcut cuibar cea mai mare pasăre din România, vulturul codalb, care are o anvergură a aripilor de 2 metri și jumătate. Mă dai? Merge. N-am avut noroc să vedem astăzi vulturul codalb, însă ne întoarcem la bază mulțumiți pentru că am văzut multe alte minunății. Pentru Realitatea TV, Nicoleta Butnaru și Dragoș Malomen. Am fost și aproape.